Salutare campionilor și bine ați venit la un nou episod. Numele meu este Flavs Băiciuc și astăzi, în acest episod, o să vă povestesc puțin de ce ne îngrașă carbohidrații. Ce carbohidrați ne îngrașă și ce carbohidrați nu ne îngrașă. Însă, până atunci, nu uitați să te abonezi la canalul meu de YouTube, apăs în butonul subscribe, like dacă vă va plăcea ceea ce vei auzi în acest video și share mai departe dacă crezi că informațiile pe care eu ți le împărtășesc îi ajută și pe ceilalți. Să trecem la treabă. De ce ne îngrașă carbohidrații? Ei bine, s-a creat o confuzie în mintea oamenilor și majoritatea au pus cele două tipuri de carbohidrați, carbohidrații rafinați și carbohidrații naturali, în aceeași oală. Și toată lumea zice, bă, carbohidrații îngrașă. Indiferent că mănânci fructe, legume, leguminoase, cereale și așa mai departe, te îngrașă. Când mănânci produse de patiserie și așa mai departe, te îngrașă. Ambele tipuri de carbohidrați te îngrașă. Ei bine, vreau să vă dezamăgesc cu răspunsul meu că nu este așa. Carbohidrații nu îngrașă. Sunt pe un stil de viață alimentar bazat doar pe fructe, legume, leguminoase și cereale. Și mănânc doar carbohidrați. Dar noi avem nevoie de carbohidrați. Carbohidrații ne dau energia de care noi avem nevoie să ne susținem activitățile, să facem mișcare, să avem o minte mult mai ageră. Da? Deci noi avem nevoie de carbohidrați. Plus că mai nou experimentez și cu postul intermitent, da, cu restituirea ferastei de ore în care mâncăm, da, mi-am mișorat tot mai mult, însă despre acest lucru o să discut într-un alt episod. Ok, oamenii le-au pus pe cele două tipuri de carbohidrați în aceeași oală. Și omul când vrea să mănânce un fruct, zice, bă, nu mai mănânc fruct că mă îngraș, sau nu mai mănânc orez cu legume că mă îngraș. Dar mănânc un covrig, poate, că e mai puțin caloric. Ei bine, ce vreau să înțelegeți este că produsele rafinate, produsele de patiserie, carbohidrații rafinați, aceia te vor îngrășa. Și de ce te vor îngrășa? Ei bine, în procesul lor, ei deja își pierd din nutrienți, vitamine, enzime și așa mai departe. Și corpul tău se chinuie să digere acele alimente pe care le mănânci. Mai ales că majoritatea produselor de patiserie sunt pline de grăsimi. Sunt peste 40% grăsime. Da? Adică ai carbohidrați rafinați, care sunt lipsiți de vitamine și nutrienți, plus că mai adaugi și grăsimea ce o conțin. Și normal că te vei îngrășa. Pe degeaba zici, bă, am mâncat doar un strudel cu mere sau o brânzoaică, carbohidrați și grăsime, și tot nu slăbesc. Am mâncat doar una. Ei bine, nu funcționează tocmai chiar așa și cu a mânca puțin într-o zi, la fel, nu cred mitul acesta, pentru că dacă e să pui pe foaie tot ce mănânci într-o zi, vei vedea că mănânci mai mult decât ai nevoie. Însă, la fel, despre acest subiect o să discut într-un alt episod. Carbohidrații naturali, fructele, legumele, leguminoasele, cerealele naturale, ovăz, hrișcă, orez negru, orez basmati, orez brun, nu te îngrașă. Dacă consumi până te saturi, nu te îngrașă. Sunt culturi care consumă carbohidrați, doar carbohidrați. Culturi care din Japonia sunt centenari și consumă doar carbohidrați și nu sunt supraponderali. Da, au cea mai mică rată de supraponderalitate din lume. Despre ce vorbim? Ok? Ce vreau să înțelegeți este că carbohidrații nu îngrașă și nu vreau să mă lungesc foarte mult cu acest video pentru că teoria este simplă. După cum vedeți, eu mănânc doar carbohidrați, da, mănânc mai mult decât pe un stil de viață alimentar tradițional românesc, să spun așa, mănânc mai mulți carbohidrați, însă mă simt bine, am energie, am vitalitate, am un somn liniștit, mă odihnesc bine. Lucruri care, cu siguranță, cu toții ne dorim. Să avem energie, să avem vitalitate, să avem un somn bun și să arătăm și cât de cât bine. Însă, despre aceste lucruri, despre arătatul bine, aici este și munca pe care o depui la sală. Să faci mai multă mișcare, să te miști mai mult, să mergi la o sală, să faci un sport, da? Te ajută să-ți tonifici mai mult corpul. Dieta te ajută să îți reduci din cantitatea de grăsime, să ai energie, să ai vitalitate, însă sportul te ajută să-ți tonifici corpul. Deci, ce vreau să înțelegeți
Ce vreau să înțelegeți este că carbohidrații nu ne îngrașă și că avem nevoie de carbohidrați ca să funcționăm la nivel optim. Da? Avem nevoie. Din moș-strămoș mâncam carbohidrați. Dieta tradițională românească care este acum nu era înainte. Da? Oamenii nu consumau produse de origine animală de 3 ori pe zi. Consumau doar o dată, maxim de 2 ori pe săptămână. Așa că tradiția s-a schimbat. Nu mai este aceeași tradiție românească cum era înainte. Înainte se mânca foarte mult cartofi, fasole, ciuperci și așa mai departe. Întrebați pe bunicii voștri, străbunici care aveți străbunici și o să vă confirme ei ce mâncau într-o săptămână. Bun, ce vreau să înțelegeți este că consumați carbohidrați natural, cu încredere, mâncați fructele înainte de masă, consumați fructele înainte de masă, încercați să adăugați cât mai multe legume și leguminoase la mâncărurile pe care le mâncați, încercați să nu consumați de dimineața până seara mâncare, da? Din nou, încă un sfat pe care vă recomand să-l urmați, da? Cum urmez eu postul intermitent, încercați să vă limitați mâncarea, fereastra de ore de, în care mâncați undeva la 8 ore, 7 ore, eu mi-am redus undeva la 4 ore și mă simt tot mai excelent, și consumați cât mai multe legume, pentru că sunt pline de vitamine, enzime naturale de care voi aveți nevoie pentru a funcționa, a funcționa cât mai bine. Ok? Spor la treabă! Nu uitați, subscribe dacă nu v-ați abonat până acum, like dacă v-a plăcut informația pe care eu v-am împărtășit-o și share mai departe. Spor la treabă și o zi excelentă, campionilor! Ciao!